Salut, oameni buni, și bine ați revenit la Retro Cupa Prietenii la FIFA 2010 World Cup. Hello. Data trecută, trageri la sorți, au intrat niște echipe nebune. Dacă ați ratat, ar fi momentul acum să vă uitați la tragerea la sorți, altfel e mare spăr. Da. Like acolo dacă respiri. Da, dacă like nu l-ați văzut pe celălalt, deja vă uitați la asta. Dacă știi pe vreunul dintre noi, trebuie să dai like. Exact. Deci, să dacă nu, înseamnă că îți dai seama să ai ghinion. Că cum ai dat de clipul ăsta? Dacă, da, și da, oricine, un om. Știi, poate cineva a intrat că te-a văzut pe tine. Bă, like. Asta era 23 mai stadion, stai ce? Nu te cred. Pe bune. Wow. Da, în stadion 23 mai. Nu jucați, mă, pe 23 mai. Doi. Bă, să jucăm pe 23. Pe 23 mai. Pe 23 mai. Nu jucați pe 23. Bă, serios. 29 iunie. Nu știu, dar eu vreau să jucăm aici. Vezi că păsești prin soare. Bă, s-a stabilit. S-a stabilit. Stai, mă, dar nu e al nostru. Nu e al nostru, că e mai. Noi aveam 23 august. Da, da, da. Bă, nu se... Nu Udugăm pe Udugu. Udugu. Stai, mă, să facem și noi schimbări și alea și după aia ne uităm la stadion. Bine. Da, ce mai am să zic? Da, de celălalt de mine, bineînțeles, Zbăr Regent, Andrei Cosmin. Uite, mă, încă-l mai bă, are... puteai să faci de-astea. Da, tactici, bă. Cu speed și cu de-astea. Cum ai făcut? Am dat pe Custom Tactics. Da... Bagă autobază. Aici parcă nu erau. Nu mai știu. Mă, îți dai seama cum am jucat atunci la România și acum bă, da, hai să nu facem, hai să nu facem de-astea. Bă, fără de-astea, fără bă, custom tactics. Le faci pe proprie răspundere, că poate faci și o poștet și nu mai te alergă după aia. Da, dacă dai speed la aia și aggression și dale... Adimut 83 pe lume. Ia vezi, că îl joci bandă, dar cine mai dă gol? Hai să vedem. Da, Marius Nicolae. Niciodată. Ciprian Marica. Zici că e misiune la Digi asta. Banel. Banel, trebuie să faci bandă dreaptă, frate. 70 vârf. Bandă dreaptă, bă. Da, deci avem România lui Regent împotriva Portugaliei lui Andrei. 1-0 pentru Portugalia după meciul tur, unde Rădoi a comis-o. Și nu mai are voie să joace. Ba da. Sunteți la mine acasă, e consola mea. Da. Îmi iau jucăriile și plec, dacă nu. Mircea Sandu intră în schemă. Nu-l bag. Să lan și pe Ronaldo și pe Rolando. Dai free form să joace unde vor ei, ca la Național, la realitate. Pressure. Alergat cu Willor. Offside, trebuie. Ah, păi trebuie să dai cover la ala, mă. Aici? Cover, da, zic. Bă, fără de-astea. Și fii atent, pressure mărești la 61. Mărești la jos, mă. Nu, chiar 61,5 am înțeles că merge mai bine. 61. Bă, de ce la jos, mă? Și dai mai sus pe... Dai mai sus pe... Uite aici. Speed 90. Mamă, voi vă dați seama că în 2010 se uita Teo la tutorialele pe Trilu da, Lilu? Și era mic. Pe Trilu Lilu se uita la tutoriale, așa mic e jocul ăsta. Nici nu era YouTuber la care să le scriu. Bă, îmi place ce faci. Băi, de ce nu e mutul capitanul? E că asta e problema. Păi nu, keyboard trebuie să fie. Keyboard da. A luat UCL-ul, frate. Corect. Câștigător antitră. Antitr. Antitr. Efectiv, eu nu înțeleg de unde are Teo vocabularul ăsta de comentator. Efectiv. Bă, Teo e comentator deci profesionist. Deci nu merge nimeni antitr decât ăia de la fotbal. Da. Antitr. Bă, a comentat Teo la viața lui de la cuvinte în gură. Bă, și efectiv e un talent. 21 mai. El Bombastico. El Bombastico, frate. Bale Bantastic. Azteca. Azteca. Se joacă pe Azteca. Azteca se va juca. Se joacă pe Azteca. A. San Mexic. Uite, în Sudan sunt 41 de milioane. Ah, ce tare, 40... 88 de mii atunci. Fun fact. Dar între timp s-a mai făcut recensământ, îți dai seama. E, Portugal, Rumenia, compere, da, mă, o să joc finală, nu știu cum. Azteca e plină. Sunt pe tine acolo. Bă, chiar mă, wow. Vezi că Rădoi nu trebuia să joace. Păi nu joacă. E pe banca tehnică. Nu! Mutu penalti! Nu! Ce furăciune! Ce manevre se fac acolo? Ia vezi acum! Niciodată! Nicolita. Hai să vedem dacă poartă noroc. Bonel zis Giardel. E România în presimulă. I-am băgat tactica promisă lui Regent. Hai Regent, căpăți. Bă, dar l-ai ajutat cu tactici, cu din alea. Bă, nu-i frumos, frate. Da, frate, Onoroiul a ajutat și pe Rădoi la Națională. Săpunarul lase cupa UEFA ceva. Mamă, ce pas a fost aia, mă, du-te, frate? Mă, Motu, ce-a încercat? Hai, gol! Nu! Gol! România! Sperăm! Tipi Marica! Avem speranțe! Exact ca la Euro 2008. Da, mă! Marica dă gol, va celebra în prosop. Calmați-vă!
Doamne, Chieros nu-i vine să creadă. Marica, direct de la Schalke 04. Ce gafă în apărare, bă, rău. Și golul de 1-1, ce greșeală. Am vrut să o trimit la portar. Bine, românii mei. Bine. Băi, se poate. Se poate. Eu sunt 12. În momentul de față, meciul merge în prelungiri. Mamă, e egalitate. În momentul de față, da, stai așa un pic. A paralizat. Pareșma. Stai un pic așa. Talentul Portugaliei. Nu știe șut. Frate, mă. Bă, da, adevărat, dar e super greu bă, aici. Bă, cu plus. Fă-l. Și dacă spasele astea, bă, frate, ne lasă să trăim. România trăiește. Ioane. Goian, hai, turnul de control, Dorin. Bă, Goian, la... capul ce? Lui Marica, de la... Doamne, Deco, cât calm. E Nani, Cristiano Ronaldo. A dat goliță în apărare. Nici o șansă, Bănel Nicoliță mai rapid decât uite, Cristiano Ronaldo. Uite, așa a dat autogol fix de acolo. Am mai învățat din greșeli. Ia-o-to, offside mare de tot. N-am înțeles ăla. Oricum să nu case Bănel în el, de parcă nu exista ziua de mâine. Bun. Dică, oh, Mutinio. Era João Moutinho atunci? Da, cred. Doamne, stă joc în Premier League acum. Poate era youngster. Da. Joacă la Wolverhampton. Sau poate e altul. Nu, n-are cum. Bă, João Moutinho, nu, se simt tacticile aia. Cum ar trebui să mai fie Marica, acum, Nicoliță? Marica, a făcut o schemă. Nu a ieșit schema. Cristi. Bă, Cristi. Nane. Andrei simte presiunea românilor. Da. L-a ajutat acolo cu scheme, cu din astea, cu custom tactics. Vreau un fotbal simplu. Ioane. Nicoliță, cum zicea nenea, eu trăim, Bănel. Mutu, trăim, hai, Bănel. Nicoliță, hai, Bănel. Mutu, Nicoliță, nu lasă Pepe. Pepe, în duel acolo. Deci jocul simplu e cel mai complicat, țineți minte. Dar chiar, Teo, ce părere ai de treaba aia cu U21? Am văzut-o pe TikTok și sigur nu explici tu. Da. E bine, echipele din România te zice cu jucători care au sub 21 de ani. Nu, nu, mă rog. Părere, ratingul lui Gigi Becali. Ah. Gigi Becali, într-adevăr, deranjat. El nu prea are jucători tineri. Și Faro are. Da, da. Să-se, e obligat să joace cu ei pe teren sau să aibă lot? Trebuie și în lot și un număr de jucători trebuie să fie pe teren mereu care au under 21. Ce, păi, dar ce nu număr? Sunt mulți, vorbim de 2 jucători, ceva de genul ăsta. Stai, păi și nu poți face schimbare? Poți, dar trebuie să rămână permanent în teren jucători. Păi și asta e cam greu, vrei să te mint? Adică pe la mic poți să-l schimbi tot cu unul de-al mic? Ideea e că la un moment dat jucau numai străini de 35 de ani, like. Da, și de aia. Și nu mai jucau românii deloc. Bă, da, la un moment dat chiar așa era, nu mai știam niciun român. Și ca să mai bage și jucătorii tineri și să fie mai mulți români, au băgat regulile astea. Bă, da, a fost moartă pe momentan da, Marica o meciul. Marica o meciul. Ciprian Marica, frate. Mută, mă. Menor de meci. Trofeu. Mutu, se duce, Mutu! Faul! Oprește meciul, așa. Evident. Evident. Deranjăm deja, portughezii încep să să voltez. Goian. Dică! Ce gol! Dică! De unde a scos-o? Dică! Bravo, Dică! O casetă pentru Juninho de la Lyon. Dumnezeule! De unde a scos-o, nu știm, Chivu, dar știm unde a băgat-o. Cumva Chivu e felicitat. La Poianjen. Bă, să dai așa? Mamă, dar nu că a dat... Mamă, a dat fler! Flair a dat, cu efect Nicolae Dică, golul carierei sale la mondiale împotriva Portugaliei. Cristiano supărat. E liniște pentru portughezi. Pleacă Ronaldo, pleacă Ronaldo, Cristiano Portugalia Ronaldo, Ronaldo, are Ronaldo. De... Cere 7. Ronaldo, Robben, Pisica, Robben. Nu se poate așa ceva. Nicolae Portugalia Dică are nevoie de un gol să treacă în prelungiri. Sau românii se duc în finală. Mutu. Nu e lăsat. Mutu, Deco, joacă înapoi. Doamne, ce se întâmplă aici? Victor Pițurcă. João Moutinho și și-o încearcă. Și-o încearcă. Eu cam încearcă. Degeaba. Și-o prea încearcă, am putea zice. Portugalia mută ofensiv. Și Cristi! Iosef. Băi, România a întors meci. România a întors meci. Vezi că a dat Dică de la 25 de metri. Flair așa. Și mai intră Adi Mutu! Mutu! Ce șansa să încheie meciul! Mutu. Dar nu! Mutu presează! Nu, Bruno! Încearcă un hands! Încearcă un hands! Nu! Nu are hands jocul, din păcate, că era mână, evident. A încercat să încheie meciul. De ce nu centrează Bănel și centrează Ghioane? Nu știu. Bagă-l pe Bănel. O, bă, ce Marica, a fost asta? Marica! Ce? Mără, Eduardo, Mutule, erai aproape. România pune presiune pe portughezi. M-ar fi după aceste momente să dea Portugalia gol. Pe beton poartă. Vezi, Beto ar fi scos mai bine.
Și data asta Cristi Tănase, stângaciul României. Da, asta e ăla, ăsta altul, nu știu sigur. L-am văzut pe FIFA. Era Florin Tănase, dar nu mai e. Mutu! Wow! Mutu, te-ai antrenat, mă. Portugalia are nevoie de un gol să ducă meciul în prelungiri, dar... Rabona! Dar Mutu, Marica, Mutu nu-i de acord! Incredibil! Mutu, singur cu portarul! Și-a bătut... Și-a cam încercat-o, Mutu. Și-a bătut joc de Rabona lui Ciprian Marica. România, gata să intre în finala Cupei Mondiale. Se vede, bă, că e joc. Niciodată nu era. Retrocupa, prietenii, doar aici. Fii atent. Nicu, Nicolae, Dică, ce vezi, face Dică. Pe cont propriu. Du-te, Dică, Dică. Ricardo Carvalho mai puternic. Dar nu, pericolul... Nu contează. Gata, s-a terminat pericolul. De la Qatar. Dar începe la România. Cristiano Ronaldo are nevoie de un gol. Mamă. Goian Imperial. Puntele. I-a dat un scuipinos, bă, ce-a dat cu el pe jos Goian. Cristiano Ronaldo are nevoie de un gol. Te-ai dus. Edson. Zici că este... Și prelungiri! Prelungiri! Mai avem, mai avem. Dar Lietson sigur este portughez. Să-și că este romaie. Visul României. Mutu se duce. Nu! Ronaldo nu vrea prelungiri. Vrea să termine. Nu ca de obicei. Luptați, mă, băieți, mă. Hai, Bănele, că va alergi la infinit. Nicoliță! Vedeți că prelungire de aici să nu uitați să dați autogol. Cristiano Ronaldo! Nu vrea prelungiri! Iar cu superstarurile. Românii, iar... Doinea, bubuind, cifule. Bă, știți că și pe mine mă cheamă Chivu? Wow! Ce s-a întâmplat acolo? Hai, Marica! Marica! Bine! Nu! Bine, bă! Adi Mutu! Eduardo, salvează meciul în ultima secundă! Știați că și pe mine mă cheamă Chivu? Metoda de familie Chivu? Da. Nu poți să cred. Bă, da. Stai. Și zbărie prenume? Nu, e și el la nume. Am trei nume de familie. Dar hai să nu-mi dăm doxing acum. Păi zic după aia. Mamă. Fun fact. Asta e tare. Nu mă așteptam. Mara. Ultima fază. Ultima fază. Nu, Bănel cade, Bănel. Nu mai poate. Schimbă-l pe Bănel că a alergat o meci. Bă. România, dă-i să-și dea autogol. Dă-o în față. Aruncă în față la portar. Dă-o în față, nu mai... Portugalia, autogol! Nu, România, autogol. Dă-i mingea să-și dea autogol! Dă-o! Dă-i, mă! Dați, bă, autogol! Dați autogol ca să intrăm în prelungiri, pentru că n-avem scorul din tur, 1-0. Deci este 2-2 la general. 2-2 la general! Prelungiri! Lobon, zi, vine să cărătă, dar el nu știe că-i joc! Atâta unul numai. Se gândesc românii din consola de aici. Oare ce o vrea ce-a Dumnezeu? Fost, ce-a fost în mintea lui Lobos? Dumnezeu ăsta, ce s-a întâmplat, Doamne? Lobos, ce-a fost? Clasic. Să avem ochite. Vreau niște schimbări, gata. Ia să ieșim un pic. Se gândesc românii, băi, eram atât de aproape de finala mondialului. Da, băi, aveam 2-0. Cine și califica, mi-a zis Lobos, nu! Că noi trebuie să muncim. Oare așa a fost și pe Bernabeu când și-a dat autogol Bănel? Cred că da, a zis că, bă, e prea ușor. Era nu, adevărat, nu e adevărat. Wow, Cristi Tănase e rupt. João Moutinho. La mondialul de două. João Moutinho. Este bine cu Mourinho. Nane. Mourinho de era, nu se ajunge aici. Nane. Ronaldo. La Nane. Zile. Centrare. Mamă, n-am mai apucat să... Bă, așa ceva... Să vibeze acolo. L-ai terminat, gata. Dau pe mult direct. Sii, ia fii atent! Ronaldo! Bravo, roșu! Nu-i nimic, Chivu! Cristi Chivu! Roșu! Penalizat pentru finală! Bagă-l pe Rădoi în apărare. Rădoi vine din tribună. Bagă-l pe Rădoi, că se anulează roșu cu roșu. Să nu iei, roșu. Roșu cu roșu, nu mai e roșu! Bă, dar mai schimbări că erau doar 3 pe vremea aia. Păi da, mă, am făcut 2. Și Regent câte a făcut? A, mai are. Bagă-l pe Rădoi, pe bune vorbesc. Bă, da, nu-i mă, corect. Cum o să-l bage pe Rădoi? Are voie, mă, zic să-l bagă roșu cu roșu. Bagă-l pe Rădoi. Bă, stai, mă, așa. A, e Tamaș. Bagă-l pe Tamaș, mă, ce ai? Ia uite, mă. Bagă-l, mă, pe Tamaș. E mai bun Tamaș, ce ai? Uite. Eu știu că sunteți prieteni, dar nici chiar așa pe față, adică pe bune. Păi toți suntem prieteni, cumva prieteniei. Bă, urât, nu se face. Hai că intră Gabi Tamaș. Nu o să se simtă, lipsă. Uite. Cristi! Lobon! Băi, ce înseamnă Bogdan Lobon? Înger și diavol în acest meci. Doamne, ce nebunie de meci. Adi Mutu! Ia uite, în atac! Dică! Hai, la Marica! Haide, la Tamas! Ozingua! Ultima fază! Calmați-o! Rupe picioarele dacă e.
Enzo. Ăsta acolo. Enzo. Bă, nu-i nimic acolo, nu-i nimic, e gata, e pauză, e pauză. Bă, ce urât, mă, frate, mă. La rupere. Fotbalul se joacă pe... Ne apropiem de penalturi, nu știe nimeni să bată. Pe goluri, pe ocazii. Dic. Dar da. Nu ne apropiem, dar domnul că... Îi se spune Nic. De aici confuzia lui Zbâr. Cristi! Goian! Goian! Tâl! Nordicul Goian de la Suceava. Nordic, adică de nordul României. E prea periculos Ronaldo de la un timp. Edson! Edson! Alergă cu ea afară, nu! Asta am crezut cu toții. Deco, al doi! Nu lăsa, nu! Peste poartă, joau! Știți, bă, am acasă două beri mici. Da, abia aștept să termine aici. Și faza aia cu mamă, dar ce corp de manechin are. Cum a zis-o? Motu! Motu, speranța românilor. Nicolita. Bă, Bănel, n-ai ieșit, mă, cât îl mai duci. Un milion de spăți, de spăți. Bănel! Marica! Cam favela de la Făurei. Bănel Nicolita. Miguel Veleso. Acum dăm lovitura. Asta. La cine? Voi vă dați seama că Haaland abia se nu scuse când era meciul ăsta? Penaltiuri. Gata, lasă. S-a ajuns la momentul dramatic al penaltiurilor. Va bate Mutu primul. Mutu. Ce va alege Regent? Bănel al cincilea, eu nu cred că e o idee bună, dar... Așa va fi. Bănel, frate, decisiv dacă e cazul. Mutu la penaltiuri. Mutu! Mutu! Mutu bate rău, Mutu ratează. Mutu! Ca în 2008, în 2010 Mutu încă ratează penalturi decisive. Dumnezeu. Și cere 7. Serie 7. Cu Italia, acum cu Portugalia. Ronaldo. Serie 7. Ronaldo s-ar putea. Ronaldo, gol de Ronaldo. Are lungă și pe mijloc. E Cristiano Ronaldo. Bă, dai mi-i bat mai greu penalturi decât bataia lui Nicore. Cum, mă, n-ai dat tu bine. Trebuie să dai pe verde. Bam. Dică. Simplu, dică știe. Mi se amde simplu. Simplu. Era la mod atunci. Deco. Formația sau? Nu, da. Cred că zici trupa de aici. Deco! Poate va decora Portugalia cu un nou titlu. Primul dintre ele. Cociș. Cociș, nu. România dezamăgește. Ce credeți? România rămâne acasă. Like dacă v-ați speriat și voi că ne calificăm o dată. Tirio, gol! E gol, e gol. Dacă ratează România, e afară. Ciprian Marica. Marica! Este... Marica! Băi, asta e cu Jabulani, că nu prea știe cu Jabulani asta. E, lasă, că Marica e atacant. El o bagă de oriunde, cu orice. Și... Sau nu? Marica! Nu știu dacă v-ați prins, dar nu știa să dea numai pe mijloc. Se termină visul... Nu? Mondial. Bine, cum mult a dat peste... România eliminată, ce credeți? Era greu la penaltiuri să facem. Eliminated, ce Romaniated. Da. Ronaldo în finală, bă. Frumos. O campanie frumoasă a României, din păcate nici în joc. Regen, două declarații la final, ce credeai? Vreau să felicit jucătorii pentru că... Nu, nimic, e mobil fox. Da, România, pe jos. Lăsați care mă... Mi-a căzut și mie de multe. Pot spune că am pierdut cu demnitate. Adică am încercat să întoarcem rezultatul. Aproape am reușit, Mutule ne-ai îngropat. Piqué portar. Am obișnuit. L-ai băgat-o pe Piqué? Piqué în poartă. Dar mai schimbă-mă și tu, adevărat, bagă și tu. L-am băgat pe Mata. În poartă? Nu, lămân. Nu zic în loc de Piqué, nu știu, bagă și tu un Ramos, de exemplu. Nu mă... Bagă unul mic. Bine, îl bag pe Jesus Navas. Stângat. Hai să vedem, hai bine. Uite, Mauritania. Nu s-a calificat niciodată la mondial. Ce, nu știați? Da, gen, nici Seychelles. E prima oară când aud, adică. Mauritania. Au câștigat toată 2-1 cu Zimbabwe în 2003, cam atât. Cea mai mare victorie din istoria echipei. 2-1 a fost. Au dat două goluri, a fost sărbătoare. Like dacă vreți să vedeți Mauritania versus San Marino. Vrem comeback-ul, fă-o pentru România. Mamă. Deci, like dacă vreți să vedeți Mauritania versus... Versus Navas. Like dacă vreți să vedeți Mauritania versus San Marino. Mai poți. Eu zic că Seychelles, ia uite-l pe Vicente. Zbăr, l-ai făcut prima un G-class celor de la Uruguay. Da, dacă ea... La voi cât s-a terminat? 1-1? Da. 1-1 a fost. Nu o să mai termine. Egalitate. Păi cu Jesus Navas creșe. Piqué a fost zeu în poartă. L-ai pus? Aproape ca Lobonț. Nu, a intrat Jesus Navas acum. L-ai tu portat cu Slavos? Nu. Era fundaș dreaptă. Bă, dar vezi că Jesus Navas e pitic. Da, pe asta era ideea lui Andres, fie unul mic. Și l-am băgat pe Jesus Navas, care încă joacă la Sevilla, cred. Dar în poartă. În portar n-a jucat niciodată. Juan Mata.
Mata, Pata ăștia. Ce avi? Mata, Pata ăștia. Dar Mata asta încă e pe FIFA. Nu, no, cred că... E la Galata, ba da. A, da, la Galata să rejocă? Ce tare. Posesia Spaniei, cum au obișnuit. Ia uite, ia uite, Cavani. Astăzi Raul Albiol. Mamă. Eu simt cu underdog, adică cu sigur. Dă eu. Ăla-i, ăla-i. Suarez. Vezi, Suarez. Execută-l pe Navas. Suarez, peste poartă. Trebuie să prins poarta. Grăbești, mă, te grăbești, adevărat. Da, cred că dau cam tare. A speriat Jesus Navas. Nu, da, eu cred că... Cu că se apropia, cu atât părea mai mare. Eu cred că șutezi în timp ce alergi. Ah, da, posibil. Ia uite. Adică ia degetul de pe spate. Învață de la Nicolae Dică. Ai dat? Nu, mă, nu. Și creează, mă, și creează. Urugai, vezi că și creează spații frumos. Ai văzut? Da, mă! Fulano e cu mine, mă, incredibil. Ai văzut că n-ai mai pus apă sprint? Da, da, da. S-a dus ca lumea? Da. Mă rog, aproape. Torres. S-a dus ca lumea? Că dacă nu dădeai așa... Torres, ce pre... Tu-i mut! Dacă nu dădeam așa, cum... Bă, cum putea să ajungă la Torres aproape să-mi dea gol dacă nu dădea în bară? Incredibil! Mare cont, dar Torres și-a făcut-o pe stângul, pe dreptul. Ia uite-l! Lugano, oraș din Elveția, pe un apărare la Uruguay. Am fost geografie, Lugano, geografie cu Regen. Hai mă, dar ce-au ai mei? Că prins frică. Bă, wow. vezi spații ce-și creează Uruguay, mă, frate. Gata, gol. Jesus, băi, ce portare e ăsta, mă? Jesus, grande! Bă, oriunde o dai, oriunde o dai! Mi pare incredibil cum a apărat Jesus Navas. Un poco. Mai bine ca Piqué. Eu nu cred că e vina portarului, eu cred că e vina... Șuterului. Hai, băieți! Să vedem ce va face David. El Nino! Fernando Torres! Du-te, Torres! Wow. Cartolino roșu! Nu-i roșu, cred că e roșu, este galben. Galben, galben pentru asta, mă, bă! Nu era ultimul, bă, era galben, ultimul. Bă, galben. Frate, i-a rupt genunchiul. Fernando Torres, hai! Oooo! Let's go! L-a rupt pe Torres! I-a rupt ligamentele, nu mai joacă tot sezonul. Frate, l-ai rupt pe Torres, să-l ia, uite, cu ambulanța, are ambulanța la nume. Goian, Godin. Goian. Mamă, n-am văzut așa ceva. Casillas. Fii atent, Casillas să-și ia gol, grupa mare. Nu așa. S-a băgat, cred că pe ofensiv. Nu așa, Mustera, bravo. Bun, mamă, frate, ei, Tremură. Visul uruguaian. Teo vibrează în aceste momente. O să-l faci și, am și rostă posesie. Degeaba. O să-l faci pe Suarez să dea cu mâna în ea ca să scoate pe linie. Stai, mă, nu l-am pe Suarez. Lai. Nu, du-te! Bacă! Incredibil! Incredibil, efectiv! L-ai scos pe Navas, karma! Și-a luat Casillas gol mai ușor efectiv, decât Navas! Efectiv, Casillas, cel mai slab portar! Cel mai slab portar din tot lotul, nu că dintre portar, din tot lotul! Cel mai ușor și-a luat! Șutul și golul pentru Casillas! Ești nebun? Procentai 0% Casillas, eu zic să-l bagi înapoi pe... Pe Piqué mai bine! Pe Piqué! Man. Ai un David Silva și Vilia, dacă le schimbi o literă, sunt același om. Ei bine, s-ar fi așteptat. România n-a produs surpriza, a fost aproape. Poate produce Uruguay. Exact. Ce se întâmplă? Uruguay bagă doar apărători. Mamă, ce situație, bă. 1-0 arată tabela. Nu-i nimic. Vicente Del Bosque, maestrul tactic. S-au blocat cotele. Gândește. S-au blocat cotele. O gândește, dar mai greu acum. Să vedem care este planul acum. Wow. Hai mă și noi. Nu, băi, las-o, băi. Ce avantaj e ăsta? Să-l vedem pe Vila. Mamă, ce pasă. Ce pasă. Xavi! Nu! Xavi! Dumnezeu e român. Ce ocazie. Uruguayan. Wow. Penalti! Ce ocazie, Spania, efectiv. Dumnezeu e român. Băi, ce ai, mă? No, Xabi Alonso, presiune pusă de Spania. Da, bă, ce eu, incredibil. Ia să vedem. 2-1. Intră. Gol, mă! Spania revine. Oare revine Spania? Eu, David Villa, uite așa faci. Golaso! Ați văzut cum schimbarea tehnică tactică Spania. E strâns, vezi că revine în meci. Suarez. Griji. Nu cred. Ia vezi viteză. Mamă, frate. Hai, Ramos, dă-i.
Aș vrea să văd niște penaltiuri și aici, ca să fie corect. Să fie băgăm materiale, Don Andresin este. Sau să bată Teo acum. E bună! Wow. Aaaa! Dar cred că zbâr are șanse în continuare. Eu puteam să jur că are 2-0 Uruguay. Bă, știu, cred că aveam 2-0 Uruguay, cred că a făcut asta ceva. Bă, pe bune, și mie mi se pare. Da, mai prea le știe el. Dădul ăsta România, gata, l-a sabotat. Îți dai seama că înainte a plătit arbitrii. Lui el Spania, vezi, Doamne, că e... Cupa manevrelor, să mă uităm. Nu știu. A, bă, offside. Cupa manevrelor. Și offside, mă, că fii atent, apare acum 2-1 pentru Spania. Tot la el, fii atent. Apare 2-1 pentru Spania. Nu, nu merge maneta. E bună, bă, hai mă, dă-și tu cu capul. Wow! Oh! Are o greșeală. Hai mă. Scapă zbâr acolo. Scapă, scapă. Atacă mingea. Dă-i-o. Un Y frumos. Acum din nou. Dar nu Y. Ce e pătrat ăla? Bun, din nou, dă-i-o. Bandă. Carnito Puioli la datorie. Nu știe. Ia-l că nu știe. Ia-l, nu știe. Ia-l în primire, mă, bagă material. Fraier. Sclav. Facebook trește. No! Gata, mă. Bă, ia-o, mă, ia-o. Mă. Wow! Mână. Bă, cu pumnul. Ceavi, dă-i mea. Dă-mi ăsta. Dă-i cu pumnul. Oh! Bambilici în momentul de față. Wow! Bun! Muslera. Se țin de mână. Învață de la Jesus Navas, că de la Casillas nu are ce. Concentrat. Da. Pas. Am divagat de la meci. Mamă, se termină, se termină cele 90 de minute. Ce asta, mă, n-ai cum. Rânzit la ambele. Foarte strâns. Nu. Aici la Digi Sport Show Total. Wow, Tiki Taka. Da, no! Mă, culatu, se pune stop aici. Culatu. Wow! Exersat magie. Două săptămâni. Spania la limită, la limita calificării. Finala iberică. Pereira, Suárez, Luis Suárez, este roșu. Roșu, domn arbitru, nu se poate, nu se, este roșu. Galben. Cupa manevrelor, bă, în continuare. Efectiv. Cupa manevrelor. Efectiv. Bă, câți, bă, băi, dar bai și la arbitri, mă, las-o dracu. Fii atent, gol dau. Oricum, mișelește cu faul, am jucat cu de toate. Doar să câștig acest meci. Pe ce șansă o să mai aibă Portugalia, tu cu antrenament, vorba aia, de trei luni te antrenezi. Andrei, acum cu Ronaldo, avea Spania un Ronaldo, ca România să zică că a pierdut cu campioana. Da. Dacă nu era campioana... Am picat cu cei mai grei, ghinionul. Ce gapă! Hei, ce ai, mă? Faul. Muslera mai că era să-i dea și un capat acolo. Ce? Bă, dă-o la cupa manevrelor să mă mori. Și-mi dă gol, fii atent. Wow! Am văzut-o în poartă. Șut centrare. Am văzut-o în poartă. Șut centrare a fost. Am văzut-o în poartă. Wow! Cavani! Băi, ce urât! Bă, cât de urât se joacă! Băi, colorat pe toți, bă! Teo, nu știa să mănânci un fel de risc. Ia rup, efectiv. Ok. Meciul e destul de strâns. Sper să dea gol zbur să fie penaltiuri. Sper că nu. Vrem să vedem penaltiuri. Și păi să opresc episodul, Abreu. Să zic, vedeți tot mâine. Abreu, haide, haide. Mamă. Abreu chiar era așa. Roșu! Un galben. Roșu! Un galben. Se dezlănțe. Roșu merită. Am eu faul, da? Băi, da, Spania... Spania i-a tocat cotologarii. Zbâr nu-i lăsa să știe următoarea mișcare. Vezi că apără Casillas surprinzător. Pastanolo a Navas. Rumbară, frate, de la 30 de metri. Uite cum a picat. Dar nu era. Firai tu să fii de portar, că Pichenici nu s-a aruncat după ea. Pichi o lăsa așa. Pentru poză, pentru poză. Nu știi niciodată cu Jabulani. Nu cred. Încă una. Cal, nu știe, nu știe. Hau, murmur. Ai Spania. Ține-l pe ăla în brațe. Nu! Bine, Albiol, bravo, tată. Foarte cât de acolo. O, a vrut. Paul. Paul, te bine. Băi, îi mai dau șanse lui Zbor. Acum. Nu, Abreu, acum, gigantul, haide, Abreu. Haide, cum e acum? Pasă. 2-2. Nu! Wow! Penaltiul!
spectacol total aici. Mamă, da, reacția, Suarez! Reacția Suarez! Ta, boys, bă, reacția asta, nu știu ce să zic după reacția asta. Suarez! Suarez! Ce meci faceți, băr? Dăm drept penaltiuri. Teo este puțin... Nu, fii atent, revin. S-a enervat, s-a enervat. Mamă, frate. Vrei să mai dăm unul? Este chiar nervos. Îi plesnește vena. O, urât aici ce băut. Hei, hei! Dar zbâr urmează să joace murdar. Ia fii atent. 3-2, Uruguay. Fii atent, fii atent, fii atent. Offside, offside, offside. Mamă, mamă, mamă. Mamă, îmi bătea inima ca la... Oare câți bani a plătit Teo pentru acest offside? Ultima ta chiar mea. Legenda spune că G-clasul va fi primit de fiecare jucător în parte. Penalti. Nu există. Wow. Mamă, n-a ieșit. Nu cred, nu cred. Salvează oare? Nu. Dar ce a fost și intrarea aia? Nu. Penaltiuri. Penaltiuri. Și acum e jocul tuturor. Hai să vedem. Băi, n-am bătut niciodată penalti. Măcar jucătorii voștri știu să dea penalti. Și acum mâine o să vedem. Spune, băgăm penalti restul. Spune la oameni, nu? Nu. De ce nu băgăm penalti restul, bă? Bă, nu pot să zic. Că... că n-am făcut cumva like-urile. Da, ăla, n-am 1500. Făcut like, 8500 de like-uri și vedeți penaltiurile. Nici pe aproape nu suntem. Vă zic? Asta e, nu le vedeți atunci. Gen, le-am fi lăsat în episodul ăsta. Da, dar nu pot să zic de ce nu putem să le lăsăm în episodul ăsta. Gen. Data viitoare astfel. Penaltiurile, finala mică și finala mare. Rămâneți pe aproape în premieră pe canal. Pentru că Zbâr e supărat că n-am făcut like-urile, nu intră penaltiurile. Ce, deci n-am făcut like-urile? Bă, îl postează tot corect? Azi, îl postează tot azi dacă strângeți like-urile. N-am făcut like-urile. E clar că n-am făcut 1500 de like-uri, trebuie să le facem ca să intre. Da. Și voi aștepta să le facem. Da. Ok. Tu ce părere? Sunt de acord cu voi. Da. Și bă, Regent vrea. Bă, dacă le fac, dacă faci azi like-urile, postează azi video-ul. Corect, el e pregătit. Da. Pe bune, că stau cu el, stau pe plajă. Și paca, pă, mă uit, mă uit, s-a făcut, s-a făcut. La 12 noapte, dacă se strâng, apare. Deci la câte like-uri? 8500. La 8500 like-uri. Finala mică, finala mare și penaltirile, clar, să vedeți cine e finala mică și cine e finala mare. Din Retro Cupa Pretinea 2010 World Cup. Cam atât de data asta. Like acolo, mă. Cam atât. Pa, pa.